Bună seara! E o bucurie să ne vedem din această luni, în fiecare seară, cu o nouă emisiune. O emisiune născută dintr-un vis și cumva cu mult, mult ajutor, iată, transformată în realitate. Se numește Design Perfect și ceea ce ne-am propus într-o întâlnire magică, cum am numit-o, alături de Ramona Popescu. Bună seara tuturor! Bună seara! Ne-am propus să aducem spiritualitatea în 3D, în lumea practică, având în vedere și background-urile cumva ale noastre, al meu de ziarist, apoi de mediator și de terapeut, iar Ramonei chiar pe tărâm de business. Ramona, ce înseamnă design perfect pentru tine? Ce înseamnă această emisiune pentru tine? Pentru mine această emisiune înseamnă o călătorie, o aventură. O călătorie prin multe învățături care ne pot fi de folos în fiecare clip a vieții noastre. Mai multe despre design perfect putem vorbi la sfârșitul emisiunii de astăzi. Pentru că fiecare își va poate da o definiție acestei expresii design perfect. Însă pentru mine va fi o adevărată călătorie, o să o fac cu mare plăcere pentru că o fac de mult timp și aș vrea să spun acum la începutul călătoriei că nu există adevăr absolut în realitatea noastră. Nimeni nu știe totul în totalitate, nu există exclusivități în adevăruri, în porțiuni de adevăr, există doar repere pe care fiecare le primește în funcție de cât este pregătit. Deci nu ne asumăm un rol pe care nu-l avem de a transmite noi adevărul total, absolut, exclusiv, ci doar să oferim niște repere pe care noi le-am întâlnit în călătoriile noastre și care pot ajuta și pe alții. Și fiecare are dreptul să le folosească, să le integreze cumva sau să le respingă. Eu sper ca oamenilor să le placă și să le folosească. Mie mi-au plăcut, le-am folosit și am avut foarte multe experiențe frumoase. Deci, hai să ne plimbăm, de fapt. Să ne plimbăm. Relaxat. Plimbăm în lumea noastră, pentru că vorbim de fizică, vorbim de chimie, nu? Am studiat foarte multe lucruri la școală, dar prea puține despre noi. Despre cine suntem, de unde venim, unde ne ducem, de ce suntem. E foarte drăguță întrebarea asta. De fapt, setul acesta de întrebări este minunat. Da. Și vezi tot felul de reacții la oameni, în funcție de ce le răspunzi în momentul acela și de cum percepi lucrurile. Cum este, de fapt, ce înseamnă întrebarea asta? Cine sunt eu? E din ce în ce mai des spusă. Oamenii au tendința ca la întrebarea asta să răspundă: păi, eu sunt profesor de nu știu ce, eu sunt mamă, eu sunt om. Ok, cine ești tu, omule? Eu ca om sunt o creație divină. Sunt o splendoare divină. Fiecare om este un punct divin, o conștiință pură, pe o cale de evoluție. Și toți, într-un fel, suntem egali. Suntem niște conștiințe pure, egal, divine. Dar nu la fel? Sau... Nu, pentru că fiecare are ritmul său de a evolua. Suntem niște conștiințe pure într-un proces de evoluție. Fiecare, și exact acea lege spirituală, cum este sus, așa este și jos, fiecare conștiință pură este unică. Fiecare are modul ei de a evolua, ritmul ei, face alegerile proprii și poate o să vorbim despre alegeri pe care avem dreptul sau nu să le facem sau cât putem să alegem și cât nu. Dar suntem niște conștiințe pure care învățăm. E important să înțelegem că învățăm și de aici o să înțelegem foarte multe lucruri într-o realitate fizică. Știi, pentru mine a fost greu să înțeleg cum învățăm. Dacă noi suntem conștiință pură, ce să mai învățăm? Dacă noi știam lucruri, dar am uitat, în primul rând că n-am înțeles de ce trebuie să uităm
Și după aceea, de ce e joaca asta? Că parcă ce am experimentat eu, că e prima parte a vieții mele, am experimentat tot, adică am făcut toate greșelile pe care puteam să le fac, ca de acolo să înțeleg lucruri. Când ești într-o unime, dintotdeauna, este foarte simplu să rămâi în unime. Când ești însă într-o perspectivă de separare și o astfel de perspectivă ți-o dă realitate fizică, deci o realitate fizică în care înțelegi, te vezi ca separat de orice există în jurul tău și de alți oameni și de creator, indiferent cum numim creatorul, în funcție de religie sau de alte credințe, nu contează, da? Te vezi separat, atunci unimea este o alegere care presupune și o evoluție. Se spune, creatorul știe întotdeauna ce este bine, dar n-ar fi bine să ajungem noi la concluzia că acea cale perfectă este de fapt cea mai potrivită pentru că am învățat noi singuri că este cea mai potrivită. Creatorul și creația coexistă, nu se separă. Nu poți să separi creatorul de creație. Fiecare experiență pe care noi câte un punct de conștiință o avem, îmbogățește creatorul. Și cumva să înțeleg că e un și joc? Și invers. Nu este un joc, este multă iubire, multă creativitate în creația divină, dacă putem spune așa. Putem spune creativitate în creația divină? Da. Senzația pe care o am e că, știi, ne-am multă dus unicitate undeva și hai să vedem, știi, dacă, chiar dacă te duci aparent departe, mai știi cine ești? Oare din perspectiva separării mai alegi și mai știi să te întorci înapoi în unime? Și ce poate să însemne acest proces de întoarcere acasă? Pentru că este o evoluție, dar cum vei alege tu să faci lucrurile? De câte ori vei alege să repeți lucruri? Este o adevărată călătorie înapoi acasă. Și fiecare pas pe care îl faci în călătoria aceasta te îmbogățește pe tine ca suflet, ca extensie divină din creatorul tău, dar îl îmbogățește și pe creator și toată creația. Da. Imaginează-ți că ai o afacere de familie și tu ești fiul moștenitor și automat, la un moment dat, conform firii naturale, ajungi, fiind cel mai tânăr, să preiei afacerea de familie. Da? Dar tu nu ai niciun fel de experiență în acea afacere. O vei lua și probabil că te vei strădui destul să faci lucrurile cât poți tu de bine. Ce ar însemna însă dacă ai trece și prin fiecare departament și ai avea fiecare... Ai ști ce înseamnă experiența în fiecare departament și ai ști ce înseamnă să ajungi într-o poziție de top prin propria ta muncă. Cum ai îmbogățit tu acea companie? Și cum ar din fi poziție de top dacă te mai duci și la alte companii din alte țări să vezi cum fac ei și așa mai departe. Și cu experiența așa mai departe. Asta. Deci suntem niște creații divine, toți, suntem egali din punctul ăsta de vedere, toți avem același bagaj, aceeași scânteie divină în noi. Același potențial, dacă vrei. Avem același potențial. Modul în care alegem noi să folosim lucrurile pe care din bagaj ne face unici. Deci suntem egali în fața divinității prin ceea ce suntem, niște esențe divine, dar suntem unici prin alegerile pe care le facem. Doar că e, știi, câteodată am senzația că suntem specii diferite. Ca să nu mai vorbesc de copii care au venit acum, din generația nouă, care sigur sunt de pe altă planetă. Sau habar n-am, poate că își aduc aminte mai mult sau au mai rămas. Deci te uiți în ochii lor și ei se uită prin tine, nu se mai uită la tine și fac niște gesturi, parcă sunt deja din filmele astea pe care le vedem SF, adică femeia face așa și ea te scanează cu mâna, mă sperii, mi-a dat 3 pași înapoi. Și nu că e femeia specială, pentru că toți din generația asta sunt la fel. Suntem totuși cu același bagaj, dar suntem specii diferite. Nu știu, cumva mă gândeam la stupul de albine, în care fiecare are un rol în creșterea respectivului stup. Da, fiecare culoare dintr-un covor dă imaginea generală, ajută la imaginea generală.
Noi ne tot plimbăm prin... Și uite, chiar o să avem multe lucruri de vorbit în emisiunea aceasta. N-aș vrea să intrăm prea mult în ele. Însă... Dar mi-ar plăcea noi ne tot plimbăm să de pe, întrebări. Da, și avem și o adresă de e-mail pe care oamenii pot trimite, apropo. Așa. Tot felul de subiecte pe care ar... de care ar fi interesați. Dacă este trecută jos, dar... Îmi spune și despre acest lucru. Ne tot plimbăm așa de pe o planetă pe alta, pentru că noi nu suntem unici și vom vorbi despre asta când vom vedea doar imagini de pe NASA, deci de pe site-ul NASA, da? Cât de mici suntem în comparație cu creația divină vizibilă, deci nu vorbim despre cea invizibilă, vom înțelege la un moment dat că noi chiar nu suntem singuri. Sunt grămadă de civilizații care au avut șansa să trăiască pe planete mai bătrâne decât planeta Pământ, au avut șansa să evolueze, au avut mai mult timp ca să evolueze în realități fizice. Unele din start nu au avut experiența realităților fizice, dar vom vorbi despre realitatea fizică. Și ne tot plimbăm așa cu experiențe. Avem nevoie de experiențe pe diferite planete, din multe motive. Deci, acum se face o extindere a deci creierului meu, așa? Deci avem niște frași și surori stelari. Așa. Da? Și asta nu înseamnă, nu e nimic rău. Nu înseamnă că sunt niște extraterestri printre noi, ci înseamnă că avem experiențe și pe alte tărâmuri, mai puțin cunoscute nouă. Iar noi suntem niște ființe multidimensionale. Există mai mult decât vedem, mai mult decât credem, mai mult decât simțim, percepem și probabil că vom ajunge să descoperim. Nu le învățăm la școală sau nu le-am învățat până acum la școală, că iată, evoluția duce încolo. Pentru ce anume? Că nu eram pregătiți să le aflăm? Nu eram pregătiți. Cunoașterea este la dispoziția tuturor oamenilor. Apropo și aici de multe discuții pe tema asta. Deci cunoașterea a fost întotdeauna la dispoziția tuturor. Fiecare om însă a accesat cunoașterea în funcție de nivelul pentru care a fost pregătit. Știi, când studentul este pregătit, apare profesorul. Altfel, n-ai avea cum. Și dacă ți-ar pune cineva o informație înainte, în atenție, tu n-ai fi interesat de ea sau pur și simplu n-ai înțelege nimic. Ia un copil de clasa a treia și explică-i despre fizica cuantică. Da. Pentru că există modalități să explici într-un mod... Vorbim la nivel de masă, nu vorbim despre genii. Da. Bun. Deci fiecare lucru este la un moment, vine la un moment divin pentru fiecare. Și atunci să ne bucurăm de asta. Da, chiar asta mă gândeam. Dacă va urma ca o școală, chiar am văzut la un moment dat o listă cu tot ceea ce înseamnă acum, ceea ce înseamnă cursuri și cunoștințe, care acum sunt la îndemâna tuturor. Exact cum ai spus tu, până la urmă, dacă căutai și înainte, găseai. Da, bineînțeles. Dar trebuia să vrei să găsești. Cumva... Nu știu dacă trebuia să vrei sau dacă erai pregătit. Trebuia să fii pregătit pentru ele. Deci sunt oameni care au găsit și fără să existe tehnologia din ziua de astăzi. Au găsit informațiile atunci când au fost pregătiți pentru acele informații. Mă gândesc că și dacă ai fi plecat de la Războiul Stelelor și să-l iei ca atare și să vezi ce e acolo... Aici este un alt subiect interesant. Pentru că oamenii, într-adevăr, au fost ajutați dintotdeauna. Au fost ajutați de inteligențe superioare pentru că au trăit într-o realitate de camuflaj. Realitatea 3D sau realitatea fizică este foarte limitată. Okay. Este ca o... Dar ce e de fapt? Da. Este o stare de existență în care sufletul, deci această esență divină, se percepe la cel mai înalt nivel de separare de tot ceea ce spun, de tot ceea ce există. Exact cum spuneam mai devreme, de creator, nu se vede ca o ființă spirituală, nu știe. Adică nivelul cel mai creator, jos, dacă cel vrei. Cel mai jos, tocmai pentru că este starea cea mai înaltă de separare. Este percepția foarte puternică de separare. Pe măsură ce evoluezi, începi să realizezi că tu de fapt nu ești separat de ceea ce există în jurul tău. În realitatea fizică, este o adevărată provocare să existi. În primul rând că te bazezi pe un echipament foarte limitat, simțurile fizice, da? Ai niște principii de bază, timp și spațiu, care în realități superioare nu există. Da. Aici există și este foarte bine pentru că ne ajută pe noi în evoluție. Pentru noi învățarea presupune o succesiune de etape. Ce ar însemna să existi într-o realitate în care nimic nu este linear?
Este o nebunie așa. Mintea noastră oricum n-ar fi echipată pentru alte principii de bază decât în prezent. Se întâmplă lucruri de astea, apropo că sunt... Visul reprezintă o modalitate prin care ni se amintește că suntem mai mult decât suntem, de fapt, decât credem. Pentru că noi folosim în această realitate o felie din conștiința noastră de întreg. Și în momentul în care suntem ca într-o piesă de teatru, da? Da. În care noi suntem un personaj, fiecare un personaj, și uităm că noi ne-am creat piesa de teatru. Ne identificăm cu personajul în așa măsură încât uităm că putem să schimbăm lucruri, că avem un liber arbitru, că realitatea care ne înconjoară este o externalizare, dacă vrei, o oglindire a conștiinței noastre, a nivelului nostru de evoluție, de fapt. Da? Noi nu știm toate astea. Și noroc mai avem un somn în care acea felie de conștiință are nevoie de relaxare și, în mod special, conștientul se relaxează și noi ne pierdem în toată portocala aceea. Da? Și începem să avem tot felul de experiențe care par neobișnuite aceste realități. Adică în vis, dacă vreau să ajung undeva, nu mă văd mergând cu autobuzul până ajung acolo. Timpul funcționează altfel. Știu lucruri de nicăieri și mă sesizez. Chiar mă autosesizez. Sunt cumva și afară și înăuntru. Da, ai tot felul de experiențe care te ajută în momentul în care ți-amintești de ele dimineața să înțelegi că există ceva mai mult, ești mai mult decât crezi. E un colac de salvare, știi? Prin care cumva l-avem, puzzle-ul se adună. Da, în așa fel încât, pe calea evoluției noastre, să ajungem să înțelegem că noi suntem actori în propria piesă, suntem și scenariștii, suntem și regizorii. Da. Și atunci putem spune că măestrim realitatea fizică. În momentul în care conștientizăm ceea ce suntem și ceea ce putem să facem. Ce-mi spui tu e un pic mai mult decât Matrix. Pentru că noi creăm nu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și avem această putere. Noi venim aici ca să învățăm că nivelul de conștiință pe care îl avem de-a lungul vieților, da? Determină sentimente, de fapt determină gânduri, convingeri, emoții din ele, da? Și materializări în realitatea noastră. Deci noi întotdeauna dorim să manifestăm. Îi vine din interior să-ți dorești, să-ți îndeplinești dorințele. Da. Să-ți vezi visul cu ochii. Putem să-i spunem în multe feluri. Este un trigger, dacă vrei, este un cârlig și noi în încercarea aceasta de a ajunge să realizăm lucrul acela sau din dorința de a realiza acest obiectiv, începem să ne descoperim pe noi. Bravo nouă! Da, numai că o bună bucată de timp sau de viață nu ne dăm seama că noi spunem că ne dorim, eu îmi doresc să fiu actriță. Aoleo, da, și dacă nu o să fiu talentată? Aoleo, și dacă o să mă împiedic pe scenă? O să vorbim și despre aceste lucruri. Să vorbim și despre aceste lucruri pentru că sunt foarte importante. Sunt motive pentru care oamenii nu reușesc să materializeze. Însă, realitatea aceasta, chiar dacă reprezintă o provocare, în același timp este o binecuvântare. Pentru că lucrurile se întâmplă foarte încet. În materializare. Trebuie să muncești mult ca să materializezi ceva în această realitate comparativ cu alte realități subtile în care ai energii foarte puternice și materializezi instantaneu. Dar că mie mi se pare că acum lucrurile se întâmplă mult mai repede decât, nu știu, acum niște ani. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. S-au schimbat foarte mult, dar în continuare, da, caracteristicile sunt ale unei dimensiuni, ale unei realități fizice. Noi suntem încă într-o realitate fizică și asta înseamnă... Hai să mai definim o dată. Am discutat și în prima emisiune în care am avut plăcerea să te-am invitată de diferențele dintre dimensiunea a treia, dimensiunea a patra și dimensiunea a cinci. Eu ți-aș propune să avem o emisiune specială pentru asta. Ok. Pentru că sunt multe perspective din care poți să analizezi acest lucru și ne lovim de multe dintre ele și nu ne-ar ajunge timpul pe care îl avem acum pentru hai asta. Să definim atunci. Suntem în Pământul acum, este în dimensiunea 4, știi cum? Da. Am împlinit 16 ani, da, I'm 16, going 4. On 17, dar da, ne uităm spre 5. Da. Asta nu înseamnă că nu mai sunt și oameni... Aspecte de 3. Aspecte de 3. Ba da, sunt și aspecte de 3.
Ok, ca să zic așa, fair enough. Dar. Realitatea fizică presupune existența unei energii foarte dense și totul se întâmplă cu încetinitorul. Pentru ca noi să putem să ajungem să existăm în mod conștient, da? În realități subtile, este nevoie să învățăm ABC-ul în această realitate. Pentru că, așa cum povesteam la un moment dat și mi se pare mie un exemplu potrivit, aici dacă arunci o săgeată către o țintă, ai timp să-ți dai seama că nu prea se duce săgeata unde trebuie, să fugi pe lângă ea, să o prinzi și să o mai corectezi un pic pe direcție. Pe când în alte realități, totul se întâmplă instantaneu și chiar natura noastră umană presupune lipsa unui echilibru. Avem multe de echilibrat și în momentul în care manifesti atât echilibru cât și dezechilibru. Și atunci, știi, veșnic și atunci înveți aici. Nu trebuie proces. Să punem la suflet că există, totuși încă mai există și invidie, există și ură, există războaie, există certuri absurde. Este o normalitate într-un proces de evoluție. La toate nivelurile. Da. Deci este o normalitate pe care este important să o acceptăm. Nu poți să pretinzi că ești ceea ce nu ești. Nu poți să pretinzi că ești clasa 8-a și tu să fii a 5-a. Pentru că o să pretinzi o zi, 2, 3, 5 că ești a 8-a, după care vei reveni la starea ta firească. Nu poți să pretinzi că ești un om bun dacă în momentul în care ai rămas singur începi să emiți niște lucruri sau le mai arăți și la alții. Adică ai vorbit acum ceva, ai emis o informație, după care în secunda a 2 emiți altă informație care este total opusă. Ori ești bun pe fond și asta este o stare a ta permanentă, ori mai e de lucru, pur și simplu, nu că ești rău neapărat, mai e de lucru. Toți avem de lucru. Știi, mă gândeam că mesaje și, cum spuneai tu, ajutoare, noi am avut pe toată istoria. Da. Vorbim acum de Isus și tot vorbim de cuvintele lui, dar pentru Dumnezeu, vorbim de acum 2000 de ani, ce am făcut ăștia 2000 de ani? Că, în teorie, puteam să-i studiem atunci și să continuăm evoluția de atunci încoace. Putem să vorbim despre evoluția ca civilizație planetară. Este o evoluție la nivel de civilizație planetară, colectivă. Noi când venim în această realitate ne supunem unor reguli. Vorbeam mai devreme de timp, de spațiu, dar o altă regulă pe care nu o asumăm când ne întrupăm pe planeta Pământ sau într-o realitate fizică. Planeta Pământ e singura planetă care oferă o realitate fizică, da? O altă regulă este să ne asumăm ca pe o anumită perioadă de timp din evoluția noastră să fim sub influența unei nivelului evoluției colective. Ok. Că, iar după războiul stelelor, i-am zis, doamne, ăștia ne pregătesc pentru ceva. Așa cum a fost E.T. Și după aia a apărut că de fapt au existat extratereștri. În fine, după războiul stelelor, eu mă așteptam, ok, mai lasă un an, doi, trei și vin oamenii aia și beau șampanie cu noi, nu? Ăștia din alte civilizație. S-a întâmplat încă? Sau nu, nu s-a întâmplat încă, pentru că noi suntem considerați o civilizație de gradul zero. Asta nu e un lucru bun. Din punctul de vedere, nu. Da. În sensul că suntem considerați o civilizație de gradul zero, pentru că, cel puțin, la nivel general, colectiv, noi nu suntem pregătiți să acceptăm în mod formal existența unor civilizații să spunem galactice. Da. Da. Nu suntem pregătiți. Pe alte planete, de nivel 1, de exemplu, sau în alte civilizații de nivel 1, nu este niciun fel de problemă. Exact cum vedem în acele filme de se plimbă, știu, prin porții stelare și intră și descoperă tot felul de planete și de civilizații și fac schimburi și... Și ies la obere. Da? Dar nu este o problemă că ei există. Lumea nu este șocată. Civilizația noastră mai are foarte puțin. Deja tot omul a auzit despre tot felul de civilizații, a văzut tot felul de filme, mintea este pregătită la nivel general. Vă spun că sunt tot felul de mărturii, de tot felul despre astfel de existențe. Până și Vaticanul a recunoscut, dacă nu mă înșel, Papa Benedict, că în următorii 20 de ani ar fi bine să ne pregătim să avem contacte cu civilizații de pe alte planete, care sunt tot creații divine. Da, sunt tot creații divine. Creația divină nu este, nu constă doar în ceea ce suntem noi și în aspectul nostru. Acum, mă bucnește râsul, mă gândesc că ei au avut deja întâlnirea. Respect
Sunt multe întâlniri la nivel informal sau formal, dar neoficializate, neanunțate, nerecunoscute oficial. Da? Dar hai să fie fiecare lucru la timpul lui, pentru că o civilizație superioară, cu multă iubire, nu o să se prezinte niciodată în fața ta dacă prezența sa îți inspiră frică. Atâta timp cât există oameni care s-ar speria, s-ar panica pentru că nu sunt pregătiți de așa ceva, s-ar speria de o astfel de existență, ei nu se vor prezenta oficial. Însă vom vorbi și despre lucrurile astea. Transmit informații, atât de multe întrebări, foarte multe și lucruri atâtea... despre care putem să vorbim, pentru că putem să mai deschidem și noi ochii din când în când seara pe la 10, să vedem ca în ce mai înseamnă, ce ar putea să însemne realitatea asta în care trăim, comparativ cu alte realități, și dacă putem să luăm ceva din repere și să le folosim. Și practic, ce avem noi de făcut aici? În afară să ne bucurăm de experiențele pe care le trăim. Chiar știu, e o piesă, am zis că o să scriu titlul. E o melodie în care exact asta se spune. Bucură-te de tot ce vrei, râzi, plângi, te din picioare dacă vrei, dar înțelege că nu asta ești tu, ci e doar o piesă pe care o urmărești, e o piesă în care ai ales să joci. Da. De fapt, ok, noi suntem... și noi ce facem aici? Deci noi suntem niște conștiințe pure, da, într-un proces de evoluție. Noi aici venim să învățăm, printre multe alte lucruri, vom putea vorbi și despre asta, noi venim să învățăm că suntem niște co-creatori. Avem acel aspect de creator în noi, prin esența noastră. Și o facem tot timpul, în mod inconștient. Am mai spus chiar la această emisiune. Da? Că astăzi este aici. Da? Deci noi manifestăm sau materializăm inconștient. De ce? Pentru că în această realitate considerăm că realitatea mea în care trăiesc este diferită, este separată de mine. Eu nu am control asupra acestei realități. Asta este una dintre marile greșeli. Pentru că dacă nu am control, înseamnă că sunt lăsată în voia sorții, da? Și nu pot decât să sper că voi avea șansa sau norocul, da? Să rezolv unele lucruri. Dacă nu, înseamnă că n-am avut soartă, cum spun alți oameni. Da. Da? Ei bine, noi învățăm aici că noi suntem creatorii propriei realități și dorind să facem asta, începem să ne căutăm de toate cele, de toate dezechilibrele. Asta poate părea erezie. Adică, cum? Adică, cum să fim creatori? Creator e unul. Da, pe măsură ce evoluezi, începi să observi că se întâmplă lucruri care nu sunt chiar așa de ușor percepute de alții și nici măcar prin instrumentele tale fizice, pentru că dacă tu ai un echipament care înseamnă simțurile tale fizice, care te ajută să supraviețuiești aici, mai ai și niște abilități interioare care te ajută să... pe care nu ți le explici întotdeauna, dar te ajută să te conectezi cumva și cu alte realități pe care tu le poți numi oricum. De multe ori nu vorbești despre ele. Asta vreau să zic, că suntem atât de ipocriți. Spunem, nu suntem obișnuiți. Eu cred că fiecare om de pe această planetă a trăit cel puțin o dată experiența instinctului. Hai să spunem intuiției. Instinctul vine dinspre subconștient. Okay. Vom povesti și despre asta. Intuiția, da? Acel ceva din interiorul tău că îți spune ceva, da, și nu știi tu de unde, dar se întâmplă. Dar ți se întâmplă și mai spui și la alții, dar cunoscuți, apropiați, foarte apropiați. Și să nu spună la alții. Nu cred că este vorba de rușine, este vorba de obișnuință. Sunt oameni mai curajoși care încep să vorbească despre asta și în momentul acela mai spui și tu. Păi și mie mi s-a mai întâmplat asta și te mai aude altcineva și începe și el să spună. Și la un moment dat ajungi la o stare să înțelegi că e o stare de normalitate. De fapt, toți suntem niște speciali și toți suntem niște divini. Nici unul nu e mai, dacă vrei, mai ales asta vreau să zic, sau mai iubit de creator decât celălalt. Doar că unul e clasa a 5-a, unul e clasa a 8-a. Și dacă îl vezi pe ăla de a 5-a, tu fiind a 8-a sau considerând că ești a 8-a, nu poți să te superi pe el pentru că este clasa a 5-a, cum e sus, așa e și jos, nici la școală. Dacă ești clasa a 8-a, nu-i cer celui de a 5-a să înțeleagă
tot ce vrei tu, tot ce ai vrea tu, da? Și dacă uiți că ești și tu într-un proces de învățare, îți mai vine unul de-a 12-a și spune, că vezi că tu ești a 8-a. Vezi că mai ești și tu de învățat. Și peste ăla vine unul la facultate și tot așa, știi? Dar asta e frumusețea vieții. Astea-s picanteriile vieții. Realitatea fizică ți oglindește interiorul. Și tu încercând să ai o realitate cât mai frumoasă, sau cum spunem noi popular, să-ți transformi visul în realitate, dorința în realitate, vei încerca să vezi ce echipamente ai tu în interior și ce bagaj ai tu și ce poți să corectezi și ce poți să echilibrezi în așa fel încât să manifesti conștient exact ceea ce îți dorești. Să știi că mintea mea încă se revoltă și se întreabă, dar de ce am avut nevoie până la urmă de evul ăsta mediu, de toată trăirea în senzație de separare, în senzație, tocmai, în întuneric. Mi se pare că am fost în întuneric. De ce? Întunericul s-a referit în mod special, și anume Dark Age, la întuneric pe parte de acces, acces oferit oamenilor la cunoaștere divină. A fost un refuz, dacă vrei, în extremă. Adică oamenii erau omorâți pentru că. Vreau să zic că încă în deci mine cred că mai sunt celule norocul, din inchiziție. Norocul acestei civilizații a fost că anumite religii nu au avut această problemă. Că inchiziția n-a funcționat peste tot. Mai sunt hindu, da, care religia lor, a căror religie este mai veche decât religia noastră și decât alte religii, care nu au avut problema cu inchiziția. Deci norocul nostru ca civilizație a fost că au existat alte religii care totalizau un număr mai mare de adepți, care nu aveau astfel de probleme. Pentru că problemele despre care vorbim aveau loc pe aici, prin zona noastră. Nu au zis de ele în India sau, nu știu, prin alte părți. Nu, și cumva da? Am citind din cărțile lor, din cărțile hinduse, vine senzația... din necunoaștere, apropo, de ceea ce mă întrebai tu. Din necunoaștere. Nimeni nu-ți dă cunoaștere mai mult decât ești pregătit. Ți se dă treptat. Și fiecare etapă mică în procesul de cunoaștere, de învățare, presupune experiențe, presupune integrare, presupune să înțelegi consecințele unor experiențe pe care le ai. Și dacă tu ai nevoie de sute de ani sau de mii de ani pentru a înțelege niște consecințe, ți se oferă cu multă iubire. Nu ești grăbit. Mintea mea mai face o breșă. Până la urmă, hai să luăm, e ca un joc pe calculator. Da. Ai nevoie de niveluri. Da, da, dacă e ca la școală. După ce ai terminat nivelul, abia atunci se deschide exact nivelul următor. Păi, dacă nu, n-ai acces. Pregătit, nu ai fi pregătit. De asta spuneam că realitatea fizică este o binecuvântare, pentru că în celelalte realități lucrurile se întâmplă atât de repede, încât dacă tu nu reușești să-ți echilibrezi natura ta umană, da? Aspectele care țin de natura umană, că tu ai și un aspect uman, dar și un aspect spiritual. Cât ești în divin, da? Cât ești într-o realitate fizică, aspectul uman este provocat. Nici nu știi de existența celui divin, da? Până când începi să-ți deschizi mintea sau să-ți extinzi conștiința, altfel spus. Conștiința lucrează prin minte, iar mintea controlează corpul. Și o să mai povestim despre lucrurile acestea. Și acolo, acestea, până la urmă, unde e lumină, e și întuneric și e normal să fie așa. Mai eu nu sunt de acord cu unde e lumină și întuneric. Mintea noastră este duală. Un alt principiu al realității fizice, și aici vorbim inclusiv despre dimensiunea a patra, pentru că dimensiunea a patra, săptămâna viitoare o să vorbim, era să spun mâine, dar mâine nu ne vedem. Da. Mâine ne vedem la Sănătate, Trup și Suflet. Săptămâna viitoare vom vorbi despre dimensiuni. Însă, realitatea noastră are un alt principiu de bază, și anume dualitatea. De ce ai dualitatea? Pentru că tu ai liber arbitru, tu înveți să alegi și este simplu pentru tine, la un nivel primitiv al evoluției comparativ cu, da, cu niveluri superioare, da, să alegi între alb și negru. Că dacă îți dau 10 nuanțe de gri, când tu abia reușești să deosebești albul de negru, 3-5 pâini și albul mai de negru, îți creezi probleme pentru care tu nu ești pregătit. Știi?
Albul și negru reprezintă două alegeri viabile. Albul ales să ieși pe ușă ca să intri în altă cameră, să ieși de aici, să intri în altă cameră. Negru poate să însemne să dai cu capul de perete sperând că o să faci o gaură în perete și o să treci prin ea. Dar dacă tu ai nevoie de experiența asta, pentru că așa consideri tu că e mai bine, ești lăsat să o ai, până când te plictisești, te doare capul, și te gândești, îl vezi pe altul că se duce mai în stânga și iese mai repede, știi, și te gândești, băi, ia să încerc și eu, hai să fac și alegerea asta. Dar dualitatea te ajută să faci ușor alegeri aici. Dar faptul că există lumină nu înseamnă că există și întuneric. Nu există alegeri bune și alegeri rele, există alegeri potrivite. Potrivite conform resursele pe care le ai în acel moment. Conform posibilităților tale. Pentru că fiecare om face lucrurile cât poate el de bine. Asta mă gândeam când vorbeam de lumină și întuneric. Spuneai de puteri până la urmă și de materializare instant. Da. Dacă ar fi materializare instant în momentul ăsta, cred că aici la noi ar fi un dezastru. Pentru că tocmai faptul că noi nu conștientizăm ce putere avem, dacă eu vin și spun ție acum, Roxana, tu toată viața ta ai materializat tot ceea ce ți s-a întâmplat în viața ta, să zici, fugi-mă de aici. Da. Eu? Adică, nu se poate. După care deci, să eu mi-am dorit toate dezastrele din viața mea? Da, 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 tot tu ai materializat și succesul pe care l-ai avut în viață, nu numai eșecul, da? Dar ai înțelege ce putere ai, dar te-ai și speriat de ea în același timp. Pentru că ar începe fricile și o să ajungem să vorbim despre frici. Înțeleg că un prim pas în întoarcerea cumva acasă este asumarea? Este conștientizarea a ceea ce ești, după care asumarea. Ok. Da. Nu poți să-ți asumi ceva ce nu știi. Mai întâi afli niște lucruri, după care ți asumi niște consecințe, niște experiențe. Nu ai cum să-ți asumi. Asumarea presupune să știi ce faci, să se întâmple, să faci ceva. Tu dacă nu, știi? Da, am înțeles, firesc. Întâi trebuie să mai întâi afli niște lucruri. Ai un timp de multe vieți în care experimentezi tot felul de fragmente, crezi, nu crezi, le mai dai deoparte, le mai reiei, da? După care încep să lucrezi la nivel conștient avansat. Adică începi să afli, să descoperi tehnica de a materializa pentru că te cam pregătești să părăsești acest nivel de existență. Și e cazul să începi să-ți faci temele în mod conștient. Vorbeam înainte în emisiunea lui Alexandru Răducanu că de team player, știu, am auzit. Aia, da, dar că exact, că e mult mai ușor să faci asta cu un ajutor, cu o oglindă, cu, iată, cu un maestru, cu un partener. Da, din punctul meu de vedere, da și nu. Îți spun și de ce, pentru că fiecare om care există în realitatea ta este oglinda ta. Ok. Pe diferite aspecte. Ori să-ți arată potențialul pe care l-ai și pe care nu-l conștientizezi, dacă este un om pe care îl admiri, în funcție de emoție. Uh-huh. Dacă îți creează o emoție anume, indiferent ce fel de emoție, înseamnă că e oglinda ta. Dacă îl admiri, înseamnă că și tu ai acel potențial în tine pe care nu-l conștientizezi. Sau nu te consideri capabil vreodată. Ever, never. Dacă îți displace omul respectiv, înseamnă că este o parte în tine pe care ori nu o conștientizezi, ori nu vrei să o accepti, știi de ea, dar nu ți-o asumi, apropo. De asumare? Da, da. Da? Asumare conștientă, inconștientă, și aici o întreagă paletă de subiecte, da? Acel om oglindește. Deci tu oricum nu ești, tu niciodată nu ești singur în această realitate. Doar vii singur și pleci singur. Pe perioada în care ești aici la școală cu internat, mi-a plăcut asta. Vom vorbi poate despre lumile de dincolo, care sunt extrem de complexe și de care ne speriem, deși acolo poate e casa noastră. Da. Da? Dar pe măsură, pe parcursul școlii, ai colegi de clasă tot timpul și te raportezi la ei și ești și impactat de nivelul lor de pregătire. Ești impactat, profesorul poate să spună multe lucruri, dar cât ești tu de pregătit să le primești? Ramona, pe ultimele minute, aș vrea
cumva așa, ce este design perfect? Ce este design perfect și cumva să ne întoarcem la maestri și ce fac ei. Așa, un pic. Păi uite ce fac, ceea ce povesteam eu acum. Ne povestesc lucruri, ca să ne deschidă mintea. Design perfect, păi, noi suntem o splendoare divină. Suntem un design perfect, divin, care înseamnă o continuă devenire. Creatorul este într-o continuă devenire. Noi suntem într-o continuă devenire. Perfecțiunea în realitatea fizică este o continuă devenire. În fiecare zi poți să spui, se poate spune că ești mai perfect decât erai ieri, dacă putem spune că suntem perfecți în imperfecțiunea noastră. Da, să mă gândesc că astăzi sunt perfectă pentru astăzi, mâine voi fi perfectă pentru mâine. Deci suntem un design perfect într-o continuă, suntem o creație divină într-o continuă devenire. Suntem perfecți în acest ansamblu de evoluție în care suntem prinși și fiecare lucru, în fiecare secundă ne transformă în ceva mai bun decât eram în urmă cu câteva secunde. Nu vorbim despre mâine. Ce vom face? Vom descoperi divinitatea din noi și vom descoperi modalități de a îmbunătăți și de a echilibra aspectul nostru uman în așa fel încât să atingem acel potențial divin pe care îl avem. Folosind instrumentele pe care le avem. Și acum dacă am ajuns, tu știi că mie îmi place să mă joc așa. Explică-mi tu, de fapt, ce fac cardurile? Se numesc carduri oracol. Eu am primit mesaje, sincer să fiu, la fel de ușor, răsfoind cărți, deschizând o carte la întâmplare, de trei ori și primind mesaje. Cumva, același lucru am primit și aici. Cum funcționează? Se spune legea atracției. Adică, cum? Foarte simplu. Există multe modalități prin care poți să primești mesaje dinspre o înțelepciune superioară. Hai să o numim așa, să nu vorbim că e înger, că e maestru, că e și așa mai departe, da? Percepem lucrurile în mod diferit. Și de cele mai multe ori nu avem încredere în ceea ce primim. Dacă mă înșel, dacă e creat de mintea mea. Astfel de instrumente sunt niște instrumente, sunt exterioare nouă și atunci avem, știi, nu mai este tendința că asta este creat de mintea mea. Nu, așa am tras eu o carte. Este de fapt o modalitate, într-adevăr, să folosesc niște legi universale prin care vine în atenția noastră, în funcție de intenția pe care o emitem, ce mesaj am putea să primim noi toți acum printr-o astfel de carte. Uite, poți să pui acest mesaj, da? Și prin legea atracției, energia oamenilor care vizualizează, dar și a celor care vor vizualiza, pentru că în dimensiuni superioare nu există trecut, prezent și viitor, totul este în același timp, alt subiect interesant, va determina subconștientul tău, care este instrumentul prin care tu materializezi lucruri, să extragă cartea potrivită. Care, adică eu pot să fiu eu, sau poate să fie un maestru, sau poate să fie unul... Oricine. Oricine. Nu... Lucrurile nu stau atât de complicat pe cât sunt prezentate, dar fiind ceva nou, până se obișnuiește omul cu aceste tehnici, ele par ușor mai dificile, dacă vrei. Că până la urmă nu e nimic paranormal. Dar care e mesajul nostru în această seară? Păi ia vezi, care este mesajul pentru noi seara aceasta? E adus de Hilarion. Este un maestru, da. E sănătate și vindecări. Și vindecări. De care vindecări? Emoționale, mentale, fizice? Pentru că aflarea unor informații sau unor concepte divine te ajută să-ți deschizi mintea și te ajută să vindeci sau, dacă vrei, să anulezi niște convingeri care te puteau ține într-o stare de nefericire sau pe loc în viața ta. Și în momentul în care tu îți deschizi sau accesezi perspective superioare, poți să spui că experimentezi o vindecare la nivel, la nivelul naturii tale umane. Deci mulțumim, Hilario. Chiar da. Facem câte un pic în fiecare zi. Da. Nu se referă neapărat la vindecare fizică, ci la vindecare ca echilibrare, ca deschidere, ca eliberare.
Numai că deja, iar știința ne ajută foarte mult, pentru că ei, oamenii de știință, au venit cu această informație, după nenumărate studii pe foarte mulți ani, da, au ajuns la concluzia că 98, dacă nu mai multe, din cauzele bolilor fizice sunt de natură emoțională. Și atunci cumva sunt mână-mână. Vom povesti și despre acest lucru. Vom povesti pentru și despre... Pentru că sunt multe de vorbit aici și sunt foarte interesante. Când o să înțelegem că noi ne creăm singuri bolile și noi le și vindecăm dacă avem încredere în ceea ce suntem... Și dacă asta este ceea ce ne-am ales cândva ca și experiență. Dar sunt multe experiență de povestit. De aceea vorbeam despre o călătorie și eu sunt foarte fericită să o fac. Cât o să dureze? O să fie scurtă, o să fie lungă, eu o să mă bucur de ea. Și eu sunt foarte fericită și îți mulțumesc că am pornit împreună în această călătorie. O să mai aducem și niște oameni interesanți pe care, da, care nu sunt neapărat cunoscuți, dar care pot spune multe lucruri și poate ne vom și plimba în anumite locuri. Wow, și o călătorie fizică. Vom încerca să facem ceva frumos împreună. Să petrecem un timp frumos împreună, plăcut, pentru că spiritualitatea nu înseamnă nimic grav, nu înseamnă suferință, nu înseamnă nimic complicat, ci înseamnă relaxare, bucurie, deschidere și acceptare. Și întoarcerea acasă. Îmi place, vreau să mă simt deja acasă și dacă acest lucru ați simțit și dumneavoastră, vă invităm să ne scrieți pe adresa designperfect@canal33.ro. Să ne scrieți pur și simplu ce ați simțit urmărind această emisiune, cam ce subiecte v-ar interesa, întrebări, propuneri, să ne scrieți, să interacționăm. Pentru că... Și încă o dată, nu există adevăr absolut și nici exclusiv. Mm. Și există până la urmă adevărul nostru din această seară. Pentru care seară, suntem pregătiți. Pentru care suntem pregătiți cu resursele pe care le avem noi acum. Ha! Aici s-a încheiat prima ediție a emisiunii Design Perfect. Ne întâlnim cu această emisiune săptămâna viitoare, luni, tot de la ora 22 pe canal 33. Iar eu vă aștept mâine de la ora, tot de la ora 10 la Sănătate, Trup și Suflet cu un subiect pentru trup și suflet. Și vom vorbi despre sănătatea cuplului și cam ce facem cu ea și ce minuni poate aduce atunci când un cuplu este cu adevărat perfect. O seară bună!